Liderii UDMR au alcătuit un pachet de măsuri economice pe care l-au propus guvernului. Scopul acestui pachet de măsuri este să salveze companiile de faliment și să păstreze locurile de muncă. Sunt foarte multe măsuri pe care lumea economică le cere. Sunt foarte multe formulate și sunt toate pertinente. Acest coronavirus acum oprește foarte multe activități, prin urmare oprește funcționalitatea multor firme. Dacă în aceste momente grele statul nu intervine cu tot ceea ce poate pentru a salva aceste firme, pentru a salva locuri de muncă, după aceea când trece și știu eu, poate ajutoarele europene se termină dacă vor veni, atunci ce mai face acest stat, din ce mai trăiește? Aceste măsuri sunt necesare, spun liderii UDMR, deoarece criza sanitară provocată de pandemia de coronavirus se suprapune peste criza forței de muncă această uh, uh, păzire a locurilor de muncă pe care a propus-o formațiunea pe care o reprezint este foarte, foarte importantă, fiindcă oricum, dacă uh, nu putem uita, că și încă în momentul actual, dar înainte de pandemie, uh, România se confrunta cu o lipsă de forță de muncă. Uh, acest lucru nu s-a schimbat. Pe, uh, cele câteva zeci de mii de oameni care au venit din uh, Diaspora nu sunt de tipul care vor prelua aceste munci care trebuie să fie executate. Principala măsură din pachetul propus de UDMR vizează scutirea de plata taxelor și impozitelor a companiilor care își păstrează angajații în perioada crizei.